Bună, sunt Adela de la Vanilla Moonbook și astăzi o să desfac împreună cu voi cutia specială de la Owlcrate pentru ultimul volum al seriei, al trilogiei, de fapt, Folks of Air sau Făpturile Văzducului, care a apărut așa în limba română la noi, la editura Storia. Găsiți acolo primele două volume, iar la începutul anului 2020 o să apară și ultimul volum în română, adică acela pe care l-am eu aici în engleză. Am stat foarte mult pe gânduri dacă să îmi comand cutia aceasta, pentru că era un pic mai scumpă decât cutiile normale Owlcrate și sunt sincer destul de supărată, pentru că este pentru prima dată când cei de la Poșta Vamală mi-au cerut să plătesc taxe și nu înțeleg de ce s-a întâmplat chestia asta. Am luat legătura cu cei de la Owlcrate și aștept în momentul de față un răspuns. Pentru că până acum n-am plătit niciodată taxe la cutiile obișnuite Owlcrate și nu înțeleg de ce aceasta ar fi diferită. Oricum, sper că lucrurile dinăuntru o să fie suficient de frumoase încât să mi se justifice cât a trebuit să plătesc pentru chestia asta. Dar mi-am dorit super mult să am acest ultim volum cu autograful lui Holly Black și nu cred că aș fi avut vreodată altă ocazie de a face rost de acest autograf. De asemenea, sunt super entuziasmată să termin această serie pentru că mi-a plăcut super mult și știu sigur că obiectele dinăuntru vor fi super drăguțe. Sper doar până la urmă să își fi meritat bănuții. Așa arată cutia în momentul în care o desfac. După cum vedeți, culorile sunt diferite pentru că e o cutie specială și este plină până sus. Primul obiect pare a fi o față de pernă sau ceva similar. Este de fapt un poster din material pe care scrie "By you, I am forever undone", citat din probabil această ultimă carte. Este foarte frumos, numai bun de pus pe o măsuță, pe perete, unde vrem noi să le expunem. Este super drăguț. Aș fi preferat sincer o față de pernă, dar nu mă deranjează nici acest gen de obiecte, deși nu știu exact cum să le expun ca să le afișez frumusețea. De asemenea, văd că am o cănuță și deja încep să se spele nervii de la Poșta Vamală. E o cănuță de email cu aceste frumoase design-uri cu ghinde și plântuțe, un șarpe. Am uitat să menționez faptul că toate aceste design-uri au fost aprobate de Holly Black, toate obiectele sunt practic licențiate, sunt obiecte oficiale. Am de asemenea aceste luminițe, cred, în formă de steluțe, care par să se conecteze la USB. Mă bucur dacă e așa, pentru că ceea ce nu-mi place la majoritatea luminițelor de Crăciun micuțe, decorative, e că merg pe baterii și mi se pare că poluăm suficient de mult planeta, fără să mai consumăm și atâtea baterii în plus. Este acest șirag frumos de steluțe. Se pare că funcționează perfect, sunt super drăgălașe, numai bune pentru anotimpul acesta. Apoi am această cutiuță cu un set de coastere. Sunt făcute de KDP Letters și artwork-ul îi aparține lui Holly Black. Primul suport de pahar este cu citatul "A king is not his throne nor his crown. All power is cursed. You have only seen the list of what I can do." Și ultimul, s-au lipit foarte bine unul de altul. Ultimul este "Sharpen your blade, harden your heart." Sunt toate cu același design. Aș fi preferat sincer să fie designuri cât mai diferite, dar cred că astea sunt, de fapt, niște probleme care au apărut din cauza că s-a implicat Holly Black. De asemenea, am acest pachetel micuț de carton, un set de lingurițe. Și înăuntru sunt trei lingurițe, sunt destul de diferite, dar cumva se asortează între ele, sunt foarte, foarte drăgălașe. Sunt numai bune pentru bucătărioară, pentru ceaiuri și pentru poze super drăguțe. Chiar că sunt desprinse dintr-un basm. Mai am o cutiuță cu o farfurioară decorativă.
Este făcută de către Literary Lifestyle Company. Arată în felul acesta. Pe ea scrie, let us remember our triumph, our trickery and our delight in one another. Seamănă foarte bine cu cea cu Frankenstein. Se asociază perfect una cu alta. De asemenea, avem o broșă specială care a fost făcută în colaborare cu Alchemy and Ink, cu această o insectă, nu-mi dau seama exact ce fel de insectă ar fi, dar arată super drăguț. Un alt pin cu Skimming Great Schemes și acest citat, Being human isn't always being weak, poate fi folosit și ca semn de carte, evident. De asemenea, această tăviță, foarte, foarte drăguță, poți să o folosești ca decorațiune sau să servești diverse obiecte, de ce nu să servești ceaiul. Pe ea scrie, no matter the danger, no matter the hardship, no matter the cost. Tot așa un citat din această serie. Super drăguț, se asortează foarte bine cu celelalte obiecte. Mai sunt două obiecte foarte, foarte drăguțe, sunt niște printuri. Primul este acesta pe care l-am văzut și pe Instagram și care îmi place super mult. Are aceste străluciri holografice, nu știu cât de bine se vede la cameră. Ăsta chiar îmi doresc să-l înrămesc pentru că este super, super frumos. Și de asemenea mai este acesta, care este o surpriză, nu știam că avem două printuri. Și acesta este simpatic, dar nu-mi place la fel de mult ca și acela cu Jude și Cardan. Am de asemenea un playlist pentru cuplul Jude și Cardan creat de Paperback Bones. Poate fi scanat și poți să ascult acest playlist cu melodii care sunt inspirate de această carte. De asemenea, ce fotografii pot să fac pentru a câștiga premii drăguțe, premii interesante. Se pare că începe abia în 13, deja am primit destul de în timp util cutia. De asemenea, am aici un cartonaș cu absolut tot ce conține cutia. O să-l citesc acesta și după aceea vă arăt și cartea. Deci, luminițele în formă de steluțe se pot încărca la USB. Sunt inspirate de profeția din această carte, care a fost scrisă în stele atunci când s-a născut Cardan, iar aceste luminițe au și niște clipsuri pentru a putea să expui diferite fotografii sau art printuri. Lingurițele decorative sunt inspirate tot așa de aceste cărți și sunt create de echipa Owlcrate. Coasterele sau suporturile pentru pahare sunt făcute de KDP Letters. Farfuriuța decorativă de către Literary Lifestyle Company. Acea bucată de material este făcută pentru a fi expusă pe perete și este făcută de către Stella Bookish Art. Holly Dunn a făcut cărnuța de email. Ei o recomandă să o folosim pentru a bea vinul zânelor. Acel șerpișor pe care l-am văzut pe cănuță se pare că are legătură cu acest ultim volum. Printurile sunt făcute de către Melanie Bourgeois. Pe Instagram o găsim cu nickname-ul Melly Scribbles și sunt două scene importante din această poveste. Tava pentru servire este făcută tot de Holly Dunn. Broșa de colecție este făcută de Alchemy and Ink. Semnul de carte mă gândesc că este ceva extra pentru că nu e menționat aici. Și avem, bineînțeles, cartea Queen of Nothing semnată de către Holly Black. Menționează aici de acea broșă adițională făcută de Little Brown, care este editura la care a fost publicată, presupun. Aici avem cartea, da, Little Brown este editura. Celelalte cărți le-am în română, dar, cum spuneam, am dorit foarte mult să o citesc cât de curând și de ce nu să am și autorul lui Holly Black, pentru că nu știu dacă o să mai am vreodată ocazia asta. Și se pare că am și scrisoare de la ea. Știu că au fost super puține cutii. Mă bucur, sincer, că am reușit să iau una dintre ele. Sunt încă supărată pentru plățile de la vamă,
Dar să sperăm că se rezolvă ceva. Dacă nu, sincer, o să renunț la AllCred, pentru că nu-mi permit să plătesc atâtea taxe vamale la fiecare cutie. Să sperăm că nu se mai repetă. Avem aici scrisoarea de la autoare. Pe spate are această hartă. Scrisoarea este așa. Dear AllCred readers, with Queen of Nothing, we are at the end of the Folk of the Air trilogy. Thank you for coming back for this third adventure. Although I knew some things about this book when I began it, some other things were a surprise even to me. Here's to scheming great schemes. Și se semnează Holy Black. Așa arată această ediție specială a ultimului volum. Se asortează cu celelalte volume care au fost cuprinse în ediții trecute ale AllCred. Eu, din păcate, nu le am, dar mă bucur că am acest ultim volum semnat. Îmi pare rău pentru cei care au vrut să le colecționeze și nu au reușit să o prindă, dar am făcut fiecare ce am putut. Acesta este autograful autoarei și vă dați seama că o să citesc imediat ce termin cartea pe care am început-o, acest ultim volum. Sunt super, super entuziasmată și vă recomand și vouă să începeți această serie pe care o găsiți, cum spuneam, în limba română la editura Storia. V-am pupat! Read on! Bye!